ho, ho! Din îndepărtata Laponie, din orașul în care trăiesc, transmit un mesaj pentru voi, copiii din Ovidiu, dar și din întreaga țară. La invitația prietenului meu și al vostru, George Scupra, îmi voi muta căsuța la Ovidiu, oraș pe care abia aștept să-l vizitez. Împreună cu elfii mei v-am urmărit tot anul, iar faptul că ați fost cuminți și ascultători m-a adus la voi. Se apropie sărbătorile, Sania mea este pregătită de drum, renii sunt nerăbdători și spiridușii aproape au terminat de împachetat daruri pentru toți copiii. Vă invit să trăim împreună magia sărbătorilor. Atenție! Voi ajunge la Ovidiu în a cincea zi a lunii decembrie, în ajun de Moș Nicolae. Iar spre seară, când ceasul va arăta ora 5, vom deschide oficial târgul de Crăciun în parcul poetului Ovidiu de lângă primărie. Oh, 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 ce se aude? Voci cristaline, corala, armonia a arhiepiscopiei Tomisului. Oare ei mă vor întâmpina? Ce lumini, câte lumini, le vom aprinde împreună, un brad mare, împodobit pentru noi. Vă aștept pe toți în casa mea, unde împreună cu spiridușii vom deschide cadourile. În atelierul de creație, ajutați de prieteni de nădejde, vom desena, ne vom juca și vom cânta colinde. Să îmi aduceți scrisorile voastre! Amintire a călătoriei mele la voi, vom face împreună o poză în fața șemineului. O veți primi imediat cadou din partea mea. Va fi distracție mare în carusel, în trenuleț și în alte jocuri puse la dispoziție gratuit de primăria Ovidiu. Nu, nu i-am uitat nici pe părinți și pe bunici. Vor fi oaspeții târgului pregătit special pentru ei, cu vin fier, ceai, dulciuri, vată de zahăr, mere glazurate, produse lucrate de mâini dibace, toate specifice sezonului și sărbătorilor de iarnă. Vă aștept să veniți cu micul mare în casa mea din Ovidiu, zilnic între ceasurile 4 și 9 ale serii. Ho, ho, ho! Ne vedem la Ovidiu! Am plecat și vin spre voi!